Tragerea la sorți a 16.000 cupe României a avut loc la Casa Fotbalului, iar sorții au făcut ca Gazmetan să întâlnească Bucovina Rădăuți. Partida va avea loc joia viitoare pe terenul formației de Liga a 3-a. Și cupa este un obiectiv important pentru noi. Mergem cu gândul de a câștiga acest meci, respectăm pe cei de la Rădăuți, cu siguranță nu va fi ușor, dar încercăm să câștigăm acest meci pentru că vrem să facem pași și în această competiție în Cupa României. E destul de dificil pentru că mergi până la Rădăuți 6-7 ore probabil cu autocarul, după aceea este și drumul de întoarcere, jucăm duminică cu Iașu din câte am înțeles, dar de aceea suntem fotbaliști și antrenori profesioniști pentru că trebuie să facem față celor două competiții. Cealaltă reprezentantă a județului Sibiu, FC Hermannstadt, va întâlni în această fază a competiției Academica Clinceni, echipă care evoluează în Liga a 2-a.